Dragii mei, astăzi eu sunt foarte bucuroasă să vorbesc cu voi despre o autoare foarte dragă mie. Aleta Solter este numele ei. Eu am o relație un pic mai personală cu dânsa pentru că este printre primii specialiști care m-au ajutat pe mine în creșterea copiilor, mai ales că în acea vreme, la noi în țară, deci acum 16 ani, la noi în țară nu era dezvoltarea personală atât de în floare cum este acum. Am auzit de Aleta Solter când învățam să-i fac masaj copilului meu cel mic, primului meu băiețel, și el avea 2 luni, iar doamna care mă învăța să fac masaj, locuiam în Olanda în acea vreme, doamna aceea a spus la un moment dat, uite, dacă o să ai vreodată probleme cu copilul tău când plânge, este o carte foarte bună a Aletei Solter și în ea îți explică de ce plâng copiii și cum te învață și cum să-i ajuți. Sigur că mi-am luat cartea, m-a ajutat foarte mult, am reușit și să fac niște ședințe de consiliere cu dânsa la momentul potrivit și m-a ajutat mult să trec prin copilăria mică a copiilor mei toți, practic. Vorbesc cu emoție pentru că rememorez acele momente, sunt de foarte mult timp, au avut loc de acum mulți ani și sunt momente dragi pentru mine. În 2012 am invitat-o pe Aleta Solter în România alături de Monica Reu și de Claudia Necula și am făcut un eveniment mare pentru părinții din România și cumva cred că acel eveniment cu Aleta Solter a contribuit la creșterea importanței parentingului în România. Bun, asta a fost atunci. Acum, la editura Herald a apărut o nouă carte a Aletei Solter, care se numește Ajută-ți copilul să se vindece de traumă. Este o carte foarte bună pentru că, fără să vrem, oricât de bine i-am crește noi pe copiii noștri, ei nu sunt feriți de evenimente traumatice, de interacțiuni traumatice. Trauma nefiind altceva decât incapacitatea noastră de a trăi anumite emoții, incapacitate care e dată de faptul că nu are cine să ne asculte. Deci, practic, un copil simte, înregistrează o traumă în psihicul său, în momentul în care nu are cine să-i asculte trăirile puternice de teamă, de groază, de furie, de neputință, de vulnerabilitate fără protecție. În cartea Ajută-ți copilul să se vindece de traumă, Aleta Solter vorbește foarte, foarte explicit despre ce facem concret când copilului nostru îi se întâmplă ceva. Când copilul nostru este lovit, când îi moare o persoană dragă sau un animăluț, da? Animăluțului de companie. Când suferă o interacțiune nepotrivită cu cineva sau chiar cu unul dintre noi, dintre părinți. Ei bine, ce putem face pentru ca el să se vindece de traumă este să ne cerem scuze în primă fază, dacă noi suntem cei care am greșit, să ne exprimăm părerea de rău că n-am putut să-i protejăm. Iar în al doilea rând, să ascultăm emoțiile, adică să ascultăm plânsul copiilor, să încercăm să facem loc, să conținem, cum se spune în limba engleză. Deci să conținem acele trăiri înseamnă să stăm cu un copil care plânge, care face o criză de furie, pentru că în felul acesta, sistemul său nervos, celulele lui se descarcă de înghețul acumulat în fiecare celulă din corp. Așa se vindecă trauma. Trauma se vindecă cu o persoană care înțelege prin ceea ce trece copilul. Pe lângă ascultarea plânsului copilului, jocul este un instrument extraordinar de vindecare. Spre exemplu, dacă un copil aduce 2 păpușele și vrea să se joace cu ele de-a doctorul, de-a școala, de-a mama și de-a tata, de-a familia, da? Noi tot ce trebuie să facem este să fim un ascultător bun acolo și să facem ceea ce regizează copilul în joacă. Deci asta înseamnă valoarea terapeutică a jocului
este constă în faptul că noi urmăm ghidajul copilului și noi însoțim copilul pe drumul către inima sa. Foarte multe jocuri drăguțe sunt în cartea Jocurile Atașamentului, tot apărută la editura Herald, da? Tot scrisă de Aleta Solter. Și vă recomand ambele cărți de acolo. Sunt unele din cele mai bune cărți de parenting scrise, după părerea mea. Vă încurajez să le citiți și să explorați și un pic din copilăria voastră pe măsură ce citiți acolo. Mulțumesc și pe curând!